Bună ziua, bine ați venit la întâlnirea online. Prima întrebare așa de încălzire, spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă clauza ISDS pe înțelesul tuturor, să explicăm puțin practic ce înseamnă această clauză. Bună ziua, bine v-am găsit, pe primul rând. Clauza ISDS este o clauză pe care o regăsim în destul de multe acorduri internaționale la acest moment. Istoria ei modernă, să-i spunem, începe prin anii 60, când țările, inițial cele din vestul Europei, urmate apoi de Statele Unite și de alte țări, au început să încheie tratate bilaterale de protecție a investițiilor, care conțineau diverse clauze cu privire la protejarea investitorilor străini în țările gazda ale investițiilor lor, printre care și acest mecanism procedural, care presupune ca litigiile care apar între investitorii străini și statul gazdă al investiției să fie soluționate de un tribunal neutru, sub forma de regulă a unui tribunal arbitral format din, iarăși, de regulă, dar nu întotdeauna, format din câte trei arbitri, fiecare parte având dreptul să deseneze un arbitru și un președinte de tribunal care de regulă este desemnat de o manieră neutră. În discuția publică a apărut o conștientizare dată recent acestui mecanism de tip ISDS, odată cu negocierile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite legate de proiectul de parteneriat transatlantic pentru investiții și comerț. Este vorba de un proiect complex care se propune ca, între alte dispoziții, să includă și un mecanism de protecție a investitorilor sub forma unei clauze de acest tip, ISDS. Și de aici au apărut tot felul de discuții în viața publică, să spunem. S-au ridicat unele semne de întrebare vis-a-vis de necesitatea acestor mecanisme în relația dintre zone avansate din punct de vedere juridic, cum sunt Uniunea Europeană și Statele Unite. Au fost voci care au spus că mecanismul nu este necesar, deoarece instanțele judecătorești din statele europene și din Statele Unite sunt suficient de profesionalizate și de avansate în așa fel încât să pună la dispoziția investitorilor protecții satisfăcătoare în sistemul tradițional de judecare a litigiilor respectiv în fața instanțelor judecătorești. Sigur, există argumente care merită să fie luate în considerare. Pe de altă parte, așa cum am mai avut ocazia să o spun și în alt cadru, chiar și statele europene avansate din vestul Europei sunt uneori în situația de a fi condamnate pe plan internațional pentru diverse eșecuri ale sistemurilor judiciar. Și exemplul cel mai la îndemână este Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care pronunță condamnări nu doar împotriva României, a Rusiei și a Turciei, dar și împotriva Marii Britanii, a Germaniei, a Franței și așa mai departe. Ca atare, existența unui mecanism de drept internațional care să soluționeze dispute de acest gen între investitori și statele în care își fac investițiile, își poate avea utilitatea. De ce este atât de controversat acest mecanism? Au existat temeri care s-au ridicat cu privire, de exemplu, la caracterul democratic al existenței acestor tribunale. S-a spus că faptul că există tribunale formate esențialmente din oameni care vin din mediul privat și care au dreptul să examineze conduita unui stat în legătură cu investițiile care se fac pe teritoriul lui, ar fi de natură să influențeze în mod negativ procesul și libertatea de legiferare a statului respectiv. Și s-a dat exemplul, nu știu, al protecției mediului, de pildă, sau a protecției sănătății. Sunt anumite litigii de drept internațional care privesc, de exemplu, anumite reglementări emise de diverse state în domeniul antifumat. Și au fost producători de tutun care au utilizat acest mecanism ISDS, recurgând la intervenția unor tribunale arbitrale pentru a critica această legislație și pentru a obține despăgubiri. Și iată, s-a spus, este un exemplu foarte bun, negativ, de către criticii acestui sistem, este un exemplu negativ cu privire la ceea ce se întâmplă din punct de vedere al drepturilor investitorilor de a cenzura politici legislative care altfel ar fi
legitime pentru statul respectiv. Sigur, din nou, este o critică care merită să fie analizată. Pe de altă parte, mecanismele ISDS, nu trebuie uitat că ele nu funcționează singure în neant. Ele se grefează pe anumite dispoziții de drept substanțial, de drept material, care oferă anumite garanții investitorilor. Și una dintre garanțiile cele mai importante care se oferă investitorilor este tocmai aceea cu privire la tratamentul just și echitabil, să spunem, în dreptul internațional, care, o noțiune care înseamnă, printre alte lucruri, și stabilitatea unui cadru legislativ și predictibilitatea acestui cadru legislativ. Cu alte cuvinte, standardul de garantare a investițiilor oricum există. Întrebarea se pune care e maniera cea mai potrivită ca acest standard să fie valorificat. Dacă nu ar exista aceste mecanisme ISDS, investitorii ar avea două opțiuni principale. Una, să meargă în fața instanțelor judecătorești din statul părât, care ar putea să fie sub influența a ceea ce se întâmplă în statul părât. Din păcate, este o realitate pe care o vedem deseori că se manifestă. Sau există a doua variantă, de a transforma toate problemele pe care ei le au vis-a-vis de statul respectiv într-o chestiune diplomatică. Asta însemnând că investitorii din statul X, de pildă, au dreptul să ceară intervenția autorităților din statul X pentru a trata cu autoritățile din statul gazdă al investițiilor, să-i spunem statul Y, la nivel diplomatic. Este o soluție care e mai degrabă negativă. De ce? Pentru că abordarea unei soluții de acest, acceptarea unei soluții de acest tip ar însemna, practic, transformarea în conflicte diplomatice a unor chestiuni care sunt, de fapt, pur comerciale și care pot fi rezolvate și altfel. Și asta nu ar fi bine pentru relațiile internaționale în general, motiv pentru care, de altfel, acest mecanism ISDS este atât de popular, el fiind, de fapt, acceptat în cel puțin 3.000 de tratate bilaterale de protecție a investițiilor care există în momentul de față în vigoare în întreaga lume. Ce ar însemna sau ce influență ar avea implementarea unui astfel de mecanism pentru România? România a implementat deja aceste mecanisme prin tratatele de protecție a investițiilor pe care le-a încheiat în timp. Primul dintre ele a fost încheiat în anii 70. El includea aceste mecanisme ISDS într-un stadiu mai incipient, erau anumite condiții destul de restrictive pentru a se putea apela la aceste mecanisme. Acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care România, la începutul anilor 70, manifesta oarecare deschidere spre ceea ce înseamnă investiții străine. Au fost mai multe acte normative emise în acea vreme de către fostul regim comunist, care venea în sprijinul ideii de investiții străine. A fost o legislație a societăților mixte, care a dus la crearea a câtorva societăți cu participare de capital străin în România la acea vreme. A fost acceptarea acestor mecanisme de protecție bilaterală a investițiilor. După anii 90, lucrurile s-au dezvoltat foarte tare. Odată cu deschiderea României către exterior, s-au încheiat circa 80-90 de tratate de acest tip. Cam toate au clauze de tip ISDS incluse în ele, inclusiv în țări care vin din Uniunea Europeană, inclusiv în relația cu Statele Unite, cu Canada și cu alți investitori, să spunem, importanți pentru România. Problema se pune cu mai mare acuitate pentru statele din vestul Europei, pentru că statele care fac parte din ceea ce s-a numit vechea Europa, de regulă nu au tratate de protecție a investițiilor decât cu state care sunt destinatare tradiționale, să spunem, ale investițiilor străine provenite din vestul Europei. Nu au existat tratate de protecție a investițiilor între Statele Unite, de pildă, și statele din vestul Europei. De aceea, apariția acestui mecanism ISDS în relația dintre Statele Unite și statele din vestul Europei a generat atât de multe semne de întrebare și atât de multe discuții, pentru că oamenii din țările respective nu sunt obișnuiți să aibă așa ceva. În ceea ce ne privește pe noi, aici putem să spunem că le-am luat înainte și
Și există deja o experiență pe aceste clauze. De altfel, România a și avut circa 10 dosare de tip ISDS deja finalizate. Majoritatea dintre ele au fost finalizate cu succes pentru statul român. Au fost două excepții de dosare pierdute, dosarul Rompetrol, dar care nu a tras plata niciunor sume cu privire de, cu titlul de daune pentru încălcarea drepturilor investitorului, doar s-a reținut că au existat anumite încălcări din partea statului român. Și dosarul inițiat de frații Micula, finalizat recent, printr-o hotărâre arbitrală prin care România a fost obligată la plata unei sume de circa 250 de milioane de dolari. Aici urma o întrebare destul de pertinentă. Ce se ipotetic vorbind, se implementează acest sistem ISDS în cadrul TTIP, la nivelul Uniunii Europene? Putem asista în acel moment la o creștere a numărului proceselor între investitor și stat? Adică ne putem gândi, dau un exemplu, ca compania canadiană Gold Corporation să se folosească de acest mecanism și să acționeze statul român în instanță pentru recuperarea sau pentru acele despăgubiri în cazul Roșia Montană? Orice investitor străin are capacitatea teoretică de a se folosi de prevederile tratatelor deja existente. Faptul că în TTIP va fi inclusă sau nu va fi inclusă o clauză de tip ISDS, pentru România, din punct de vedere practic, nu va avea o importanță deosebită, pentru că noi avem deja acceptate clauze de acest tip. Este un lucru care poate s-a sesizat mai puțin în discuțiile publice, relativ puține totuși, care au avut loc în România cu privire la procesul de negociere a TTIP. Din păcate, sursele cele mai multe pe care le avem cu privire la procesul de negociere nu vin din România, ci vin din vestul Europei, așa, unde spuneam că există o preocupare masivă vis-a-vis de includerea sau neincluderea acestor taxe, acestor clauze în TTIP. Pentru România, din punct de vedere practic, discuția nu are foarte mare relevanță. Tratatele de protecție a investițiilor și probabil și viitorul parteneria dintre Uniunea Europeană și Statele Unite conțin foarte multe prevederi pe care oricine s-ar pune în pielea unui investitor care dorește să meargă într-o țară străină și l-ar dori să le aibă. E vorba de garanții împotriva exproprierii, expropiere care este permisă doar cu justă și prealabilă despăgubire, garanții împotriva unui tratament abuziv din partea autorităților statului respectiv, garanții cu privire la posibilitatea repatrierii capitalului investit și a profiturilor realizate. Cu alte cuvinte, sunt prevederi de principiu care nu sunt fundamental diferite față de ceea ce avem deja, nu știu, în Constituția României sau în tratatele la care deja suntem parte, inclusiv în tratatele de protecție a drepturilor omului. De altfel, au fost situații pe plan internațional în care investitorii au folosit fie mecanismele ISDS, fie chiar mecanismele oferite de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vă dau un exemplu recent, dosarul IUCOS împotriva Rusiei, unde a existat o hotărâre arbitrală pronunțată în dosare de tip ISDS. De fapt, au fost trei hotărâri arbitrale care, cumulate, au acordat reclamanților despăgubiri de circa 50 de miliarde de dolari. Dar pe lângă acestea a existat un proces paralel inițiat de acționari ai fostului grup IUCOS în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și unde aceștia au obținut o despăgubire record pentru ceea ce se acordă de obicei la CEDO, respectiv o valoare de 1,8 miliarde de euro, încerc scuze. Deci, iată, avem deja tot felul de mecanisme care tind la protecția investitorilor. Sigur, s-ar pune întrebarea în cazul acesta de ce mai e nevoie de încă unul. E util să existe încă un mecanism de acest gen. De ce? Pentru că avantajul este că ne putem folosi de mecanisme care sunt în grija sau ar trebui să fie în grija unor oameni care sunt specializați și care nu judecă doar, nu știu,
Noi avem o frustrare ca avocați, că de multe ori dosarele pe care le instrumentăm ajung în completă de judecată, unde avem un judecător sau doi judecători care judecă și contravenții, și achiziții publice, și contracte comerciale, și ce se mai întâmplă să se repartizeze aleator pe rolul judecătorului respectiv. Și nu e bine. E bine să avem pentru fiecare tip de cauze oameni specializați care să fie capabili să înțeleagă toate nuanțele dosarului respectiv.